Epidemia declanșată de coronavirusul SARS-CoV-2 nu este singura mare molimă care a lovit partea de est a României. Aparent surprinzător, cele mai multe dintre molimele care au ajuns în România au afectat în special Moldova și, într-o oarecare măsură, Muntenia. Totuși, există o explicație logică pentru acest mod de răspândire a bolilor contagioase. Majoritatea infectărilor au înaintat spre Europa dinspre Răsărit, dinspre Asia, iar porturile de la Marea Neagră și de la Dunărea de Jos erau cele mai facile porți de intrare a molimelor. În 1815, ciuma s-a răspândit în aproape toată Moldova, venind prin portul Galați, locul unde sute de oameni din toate colțurile lumii veneau și plecau zilnic. Pe atunci, cauzele ciumei erau necunoscute, așa că măsurile de carantină sau de prevenție erau aproape inexistente, la fel și tratamentul. În 1824-1825, o altă epidemie de ciumă lovește toate târgurile Moldovei, mai ales pe cele mari, Iași și Galați. Practic, o mare parte din populație fugise în sate, pe la rude, să se izoleze. În luna august 1829, ciuma reapare în forță, când în Iași era ceva de spaimă, oamenii murau cu sutele pe străzi în fiecare zi. După numai 2 ani, după ușoară scădere a numărului de infecții, boala izbucnește din nou. Întâi în Basarabia, apoi mai mult la Iași, unde oamenii mureau trăsniți după un sfert de ceas de suferință în spasmele și convulsiile cele mai înfricoșate. În același an, ca și cum necazurile cu ciuma nu erau de ajuns, apare și o gravă epidemie de holeră care s-a răspândit din India până în Europa. Potrivit unei statistici a Cancelariei Domnești în 1832, în Moldova, din 1.130.000 de locuitori, s-au îmbolnăvit de holeră 8.445, din care au murit 5.182 de oameni. Cu toate că generalul Kiselev a luat măsuri de carantină, epidemia s-a extins în Muntenia, ajungând și la București. Apoi a trecut și în Ardeal. Prima localitate victimă a fost Iașul, unde la începutul verii anului 1831 pe străzi zăceau cadavre pe care nu le ridica nimeni. În anii 1830 și 1840 au existat 3 valuri masive de boli contagioase. Primul din intervalul 1831-1833 a inclus 2 epidemii cauzate de holeră și gripă. Al doilea, 1836-1842, cuprindea mari epidemii de gripă, tifos, febră tifoidă și holeră. Totuși, variola, flagelul secolului al XVIII-lea, a fost bine stăpânită prin vaccinarea populației. A doua epidemie de holera a secolului XIX a pornit tot din India în jurul anilor 1841-1842 și s-a întins în toată Asia, ajungând și în estul Europei în anii 1847-1848. În portul Galați a fost adusă de un vas turcesc și a izbucnit cu furie în oraș, după care prin târgurile moldovene a ajuns din nou la Iași. În 1871-1873 s-a produs ultima epidemie importantă de holeră din Europa Centrală și de Est, cu durata cea mai lungă și cu consecințe demografice dintre cele mai grave. Cea mai devastatoare molimă care a lovit România în ultimul secol a fost epidemia de tifos exantematic din 1914-1922. Evenimentele au fost partea unui val epidemic la baza căruia au stat de condițiile determinate de primul război mondial și războiul civil rus. Acest val a pornit din regatul Serbiei în 1914 pentru a mătura Europa de Est și teritoriul fostului Imperiu Rus până în 1922, lăsând în urmă numai în Rusia între 2,5 și 3 milioane de morți. Epidemia a ucis în regatul României numai puțin de 300.000 de oameni, sau, cum se exprima istoricul Constantin Chirițescu, mai mult de 10 mari bătălii. Alături de aceștia se numără victimele din Basarabia, unde epidemia a evoluat în perioada 1918-1920 și mai puțin din Bucovina 1919 și Transilvania 1919, în ultimile două provincii, situația epidemiologică fiind net superioară. Printre cei răpuși de tifos exantematic pe câmpul de onoare în perioada de evoluție principală a epidemiei, se numără aproape 350 de medici, aproximativ o cincime din corpul medical și 1000 de sanitari români, precum și 4 medici francezi, alături de un număr mai mare de infirmiere din misiunea militară franceză.